Salut, prieteni! Alături de mine se află Anita Valentina Denciulescu. Eu mă numesc Dima și, după cum spune și titlul acestei emisiuni, eu caut psihoterapeut. Salut, Anita! Bună! Am scris întrebările pe foaie, o să le citesc. Super! Am memoria foarte scurtă și... Super! Te rog frumos să-mi spui cu ce te ocupi mai exact. Sunt psiholog clinician. Sunt psihoterapeut în terapie experiențială unificatoare, se numește. Sunt psiholog educațional și mai nou, să zic așa, sunt și psiholog școlar la o școală privată. Oh, ok. Da. Tot se vehiculează termenul ăsta de dezvoltare personală. Poți să-mi spui ce înseamnă mai exact? Păi, în terapia mea, cel puțin, că sunt termenii diferiți, depinde de tipul de terapie, în terapia mea e foarte strâns legat termenul ăsta de ce vrea omul să dezvolte la el. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere social. Tot ceea ce ne dorim să îmbunătățim la noi. Fără un aspect, nu știu, clar, fără o traumă în spate, fără pur și simplu doar ideea de a mă dezvolta așa atât. Fix ce spune titlul, să zic așa, conceptul. Ok. Care a fost momentul în care ai decis că vrei să faci psihoterapie? Cred că în clasa 11-a am avut o problemă de sănătate și mi-am dat seama că nu știu cum să o gestionez, fiind adolescentă, fiind foarte, aș zice, ciudățică pe vremea aia și neînțelegându-mă foarte bine pe mine, am stat și m-am gândit ce aș avea nevoie, adică, practic, să mă ajut. Și n-am știut ce să găsesc. În orașul din care provin eu nu erau foarte mulți terapeuți și nici acum nu sunt. Ce oraș? Călăraș, județul Călăraș. Nici la ora actuală nu sunt foarte mulți psihoterapeuți acolo. And that's a shame, și asta e un păcat. Dar n-am știut exact ce să fac și m-a ajutat foarte mult să vorbesc cu prietenii, să vorbesc cu părinții, să vorbesc cu medicii și așa mai departe. Și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fac asta. Îmi plăcea de mică să vorbesc cu oamenii, mai ales adulții. Nu îmi plăcea să stau cu copiii de vârsta mea. Mi se păreau plictisitori. Și atunci am zis, ok, cred că asta este. Făcusem deja psihologie la liceu, în clasa 10-a. Vin dintr-un liceu cu profil de filologie. Da. Filologie bilingvă engleză. Și am făcut psihologie în clasa 10-a. Nu mi-a plăcut în mod deosebit. Și ăsta este un aspect, poate, care trebuie menționat, când psihologiei nu îi se face, să zic așa, cinste la școală. Așa că copiii nu sunt foarte atrași din cauza materiei pe care o învață. Iar în a 12 am zis, ok, asta vreau să fac. Și m-am pregătit, am învățat la psiho, am dat admitere și asta a fost. Dar cam într-a 11 și da, a venit cu o mică mare traumă, să zic așa, decizia. Care sunt diferențele dintre terapia experiențială, așa se numește? Terapia experiențială unificatoare, da. Da, și alte tipuri de terapie. Păi, în primul și în primul rând, terapia asta pe care eu o practic este românească. Adică profa, cum îi spun eu, doamna Iolanda Mitrofan, cea care a inițiat, să zic așa, conceptul și care l-a adus în România. Ei i-a plăcut foarte mult terapia emoțională și, mă rog, focusată pe emoții, a lui Leslie Greenberg din America, și a zis, uite, o să vin în România și o să adaug ceva. E o terapie holistică, se bazează foarte mult pe metafore și pe meditații creatoare. Se bazează foarte mult pe creativitate și pe imaginație. Se poate lucra cu, nu știu, de la filme, teatru, psihodramă, nu știu, mulaje în tot felul de, nu știu, substanțe, carduri din astea psihoterapeutice, teste proiective, adică cum să zic, ce are diferit față de poate altele este partea asta de creativitate și de imaginație.
Este adevărat că persoanele care cresc fără tată sunt predispuse să aleagă teatru ca ocupație sau hobby? Nu știu ce să zic. Mi se pare că e un pic... care sunt crescuți de părinți... Cei care... Hai să zicem așa. Dacă un bărbat, de exemplu, nu a crescut cu tata, da, pe care ar fi trebuit să-l aibă emoțional vorbind și psihologic vorbind ca model, da, în familie, există șansa să-și găsească, să zic așa, un model prin alte părți și să-i fie mult mai ușor să joace alte roluri. Dar asta se poate întâmpla și femeilor care nu au avut un model feminin. În general, m-am gândit foarte mult la asta, în general, copiii care nu și-au găsit mult timp identitatea și personalitatea și au fost destul de confuz legat de cine sunt și ce vor să facă, s-au dus în direcția asta. De ce ai ales acest tip de psihoterapie? Mă bucur tare mult pentru întrebările astea, nu mi le-am mai pus nimeni și sunt destul de aproape așa de sufletul meu, așa că îți mulțumesc tare mult pentru ele. Terapia asta, după cum îți spuneam, e destul de creativă. Da. Și eu sunt o ființă creativă, am făcut foarte mult timp muzică, mă gândeam foarte mult să dau și la actorie în momentul în care am dat și la psiho, dar m-am răzgândit între timp. Mi s-a părut că mi se potrivește și că aș putea să conduc clientul într-o zonă din asta de vindecare. Da. Terapia mea se ocupă cumva și cu partea asta de resemnificare a unor experiențe care au trecut, că de-aia se numește și experiențială. Adică, nu știu, ai avut o experiență traumatizantă, să zic, și prin creativitate și prin a discuta despre acea experiență și a demitiza-o un pic așa, ajungi într-un punct în care o reformulezi, o reschimbi, o resemnifici. Și mi se pare că mă pricep foarte bine la asta, prin simplu fapt că am o imaginație foarte bună. Ok. Putem să măsurăm imaginația unei persoane sau creativitatea? Există vreun test pentru asta? Cred că există teste de genul acesta, dar cred că cel mai mult și cel mai mult poți să verifici lucrul ăsta by facts. Adică, nu știu, pui un client să-ți deseneze ceva sau îi pui niște carduri terapeutice în față. Sau avem un test care se numește testul la percepției și cumva îți arată niște imagini. Nu este testul petelor de cerneală, dar îți arată niște imagini cu, nu știu, niște oameni la câmp sau, habar n-am, un el și o ea și de acolo te pune să îți imaginezi tot felul de lucruri, să faci o poveste a imaginii. Da, testul la percepției tematice se numește. Și cred că așa se măsoară, cel puțin la psihoterapie, în psihoterapie. Așa îți dai seama dacă omul ăla este capabil să își imagineze lucruri, să fie creativ și să poată să-ți ofere și ție ca psihoterapeut o percepție asupra lui. Pentru că există și clienți care spun... Băi, Anita, scuze, dar nu e de mine asta. Adică din start refuză lucrul ăsta. De cele mai multe ori aceia sunt cei mai creativi, dar, mă rog, sunt blocați de anumite lucruri. Dar sunt și cei care spun eu nu mă pricep la asta și sunt foarte scurți în povestiri, sunt foarte simpli în desen și atunci e clar că nu ai de ce să plusezi cu asta. Și poți doar să discuți cu ei. Întrebarea asta îmi place mult. Ce meserie ai fi practicat dacă nu alegeai psihoterapia? Nu știu, le spun și clienților mei că eu nu mă văd făcând altceva. Probabil aș fi fost cântăreață, actriță, avocat, poate, deși e discutabil. Pe partea asta de umaniste, nu știu, medic, veterinar, în niciun caz uman. Da, cred că asta. Cred că asta. Okay. Deși nu mă văd făcând altceva. Mergi sau ai mers vreodată la un psiholog? Da. Cred, eu asta cred și asta vreau să, nu știu, să le spun tuturor că e foarte important ca terapeut să te duci și tu la psihoterapie. Să ai un psihoterapeut al tău. Sau măcar o formă de descărcare. Ce tip de formare avea
la psihologul la care ai fost? De cele mai multe ori, eu încă mă duc. Adică pentru mine este un proces continuu. Cu siguranță îmi va fi mai ușor să mă despart, să zic așa, de proces, pentru că știu în ce constă, dar mi se pare că ar trebui să fie un proces continuu, pentru că și noi, ca și clienții, suntem, nu știu, adică și noi avem propriile vieți și suntem oameni, da. Dar terapeuta este în aceeași formare cu mine, adică în terapie experiențială unificatoare. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, după ce ieși din băncile, de pe băncile facultății și îți alegi masterul, da. Pentru că dacă termin doar facultatea de psihologie, nu poți să fii terapeut. Trebuie să faci un master în, sau o formare în domeniu. Ți se cere cumva să ai niște ore de dezvoltare personală cu un terapeut din aceeași formare. Mm-hmm. Orele de dezvoltare personală se transformă cumva într-o psihoterapie. Ai fost vreodată la spovedanie? Da. Și cum ți s-a părut? La spovedanie. Da. Probabil că a fost în copilărie, adolescență. Da. Știu că bunica nu mă obliga, era aproape de, a fi obligatoriu. Depinde. Nu știu exact la ce să mă refer. Mi se pare că spovedania este foarte importantă atunci când de partea cealaltă este un preot extraordinar, cu har. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sunt absolut convinsă că există preoți cu har. Dar în ultima vreme nu am văzut, n-am văzut asta. Iar eu când eram copil am dat de foarte puțin preoți cu har, ceea ce m-a speriat, că nu, simțeam că nu mă înțeleg oamenii de acolo și atunci nu am mai văzut rostul spovedaniei. Ce greșeli ai făcut ca psihoterapeut? Foarte bună întrebare și asta. Să mă gândesc. La început eram foarte prea prietenoasă. Prietenoasă însemnând că nu părea să am o anumită, neapărat autoritate, dar nu părea să fie un punct din ăsta în care eu să pot să fiu mai, nu știu, serioasă, mai adultă. Asta pentru că eram la început și pentru că nu știam exact cu ce se mănâncă. Da, una dintre greșelile pe care cred că le facem majoritatea este aceea de a nu pune de la început acele limite, acele clauze ale contractului terapeutic. Adică ar trebui de la prima ședință să spunem exact care sunt regulile, care sunt pe ce se bazează terapia noastră. Ce ar trebui să facă ca să fie ok și din partea terapeutului, pentru că este un schimb, să zic așa, de energie. Cred că asta e o greșeală pe care o facem majoritatea. S-a întâmplat să refuzi un client? Da. Și a fost... A fost interesant. De ce spun asta? Pentru că era un client care îmi scrisese pe pagina de Facebook a cabinetului. Era un client cu, dacă mă întreb pe mine, severe tulburări psihice, care deja le scrisese unor colegi de ale mele psihoterapeute și ele și le înjurase foarte tare și le vorbise foarte, foarte urât. Uh-huh. Eu ținuse în minte numele și în momentul în care mi-a scris am fost destul de francă și de fermă și l-am refuzat prietenos, să zic așa. Adică îmi pare rău, dar chiar nu mai am spațiu. Și atunci ăla a fost momentul în care mi-a vorbit foarte urât. Și ăla a fost, de ce spun, un moment interesant, pentru că a adus o oarecare anxietate. Și atunci mi-am dat seama că noi, ca terapeuți, nu suntem deloc protejați. Care crezi că este cea mai potrivit cadou unei persoane cu depresie? Cel mai potrivit cadou... Sincer, cred că o plimbare în parc. Ok. Adică efectiv să fie luată din locul în care este și în care stă și în care efectiv este în depresie și luat din zona de confort, scos din zona de confort. Orice înseamnă asta, că e scos afară la o plimbare, că e scos, habar n-am, la un spectacol, la un teatru, la orice altceva. Cred că este un cadou
cum să zic, minim, dar este suficient cât să, cât să ajute. Ce e mai bine într-o relație? Să iubești și să nu fiți compatibili sau să fiți compatibili și să nu iubești acea persoană? Deci să iubești, dar să nu fii compatibil și să nu iubești, dar să fii compatibil. Da. Mie mi se pare că astea două se pupă. A te iubi și a fi compatibil. Mi se pare că ca să ajungi să iubești pe cineva, trebuie să găsești și o variantă în care ești compatibil. Adică trebuie să găsești un punct în care ești compatibil cu el. Există persoane care ne sunt oglinzi. Eu asta cred întotdeauna. Persoanele cu care noi suntem, că sunt foști, că sunt actuali, că sunt viitori, că sunt mentori, că sunt prieteni. Toate persoanele astea care ne vin în cale, să zic așa, în viață, sunt ca niște oglinzi care ni se așează efectiv în față și ne spun lucruri despre noi. De cele mai multe ori, dacă nu ne place ceva la persoana aia, este și în noi. Apropo de asta, nu știu dacă știi de psihoterapeutul Carl Gustav Jung, da. Dacă ai auzit de el, da. Învățăcelul lui Freud. El spunea că există un arhetip, da, care se numește umbră. Da. Și umbra asta se află în toți oamenii cu care noi luăm contact. Și ei oglindesc, pe lângă alte aspecte, poate pozitive sau negative ale noastre, oglindesc aceste umbre care pe noi ne deranjează. Umbra e un fel de opus a ego-ului, cumva? Umbra este un fel de tot ce refuzăm noi la noi, dar este în noi. De exemplu, orgoliul sau egoismul sau încăpățânarea sau, nu știu, răutatea sau, știi, lucrurile de genul ăsta pe care noi le refuzăm total și le negăm total, asta este umbra. Okay. Și atunci mă gândesc că atunci când iubești o persoană, dar cu toate astea nu-ți plac lucruri la ea, îți activează niște, nu știu, niște chestii din umbra ta. Interesant. Așa că de asta spun că nu le-aș... atunci când suntem compatibili automat, sau mă rog, atunci când iubim, cu siguranță avem și chestii care ne fac să fim compatibili. Nu știu dacă există varianta în care să poți să iubești pe cineva fără să îți placă ceva la el. Crezi că psihoterapia ar trebui inclusă în asigurarea de sănătate? O, da. O, da. Da. Și de ce nu se întâmplă asta? Poate că sunt ignorantă sau poate nu. Dar se tot vehiculează prin Colegiul Psihologilor. Ei sunt instituția care ne reprezintă în societate, să zic așa, pe noi psihologii. Și se tot vehiculează chestia asta de a introduce în asigurarea de sănătate și ședințele de psihoterapie. Au început să existe, nu știu să-ți spun exact unde, sunt anumite clinici care îți asigură. Cred că încă este tabu. Cred că încă este ușor inconfortabil să recunoști că te duci la terapie. Ok. Cred că de asta. Cum ar începe procesul psihoterapeutic cu mine ca și un nou client? Să zicem că vin cu problema mea principală, fiind anxietatea, da? Cum începe? Trec prin niște teste ca să... Depinde. De exemplu, la mine în terapie nu trebuie neapărat să treci la început prin niște teste. Adică eu de cele mai multe ori așa lucrez, am o anamneză, adică un fel de interviu clinic. Îți pun o serie de întrebări legate de... contextul social în care trăiești acum, adică legate de prezent, legate de acuzele tale prezente, ce te-a făcut să vii la mine, legate de părinții tăi, de familia ta de origine, legate de copilărie, de boli, da, legate de familia extinsă, nu știu, frați, surori, bunici și așa mai departe, dacă și ei au avut, nu știu, ceva tulburări psihice sau au fost vreodată la terapeut din anumite probleme. După care îți spun, pentru că, așa cum spuneam, am învățat din greșeli, îți spun partea de reguli, să zic așa, de cât de des ne vom vedea, de cum se va desfășura întâlnirea, unde, contractul ăsta, ți-am spus clauzele contractului. Da. Abia
din ședințele viitoare, abia după ce reușim să ne înțelegem și să ne conectăm un pic, o să pot să-ți dau niște teste. Teste care ar putea fi de personalitate, de anxietate, cam astea momentan. Și cu siguranță și pe partea asta de proiecție, de creativitate. Ok. Care crezi că, nu știu dacă formulez bine întrebarea, care este trăsătura dominantă între pacienții pe care ai sau au o trăsătură comună pacienții care vin la tine? Pe care i-am la momentul actual? Da. Da. Nu știu, 90 și ceva la sută din ei sunt anxioși. Uh-huh. Și majoritatea au venit în perioada, în timpul pandemiei și după pandemie. În timpul pandemiei. Uh-huh. Majoritatea sunt anxioși. Ok. Anxietățile sunt de mai multe feluri. De la anxietate generală, la anxietate de moarte, anxietate socială. Și, desigur, mai sunt împărțiți și cei care vin cumva sperând că o să găsească, nu știu, un sprijin și un suport în dezvoltarea lor personală, dar dându-și seama că au traume mari, uh-huh, și că probabil ar trebui să înceapă cu alea. Crezi că relația ta de cuplu ar fi fost diferită dacă nu erai psihoterapeut? Da. Da, cu siguranță. Da, cu siguranță. Mi se pare că partea asta emoțională la terapeuți în principiu este un pic mai dezvoltată pe baza orelor pe care le-am făcut, pe baza experiențelor pe care le-am avut cu clienții, pe baza ce am învățat în timpul acestor experiențe. Ne învață fiecare dintre ele și cred că asta este, suntem mai, sau cel puțin eu, o să mă rezum la mine, sunt mai asertivă și mai deschisă să-l ascult pe celălalt, chiar dacă nu suntem în cabinet, ci suntem în cuplu. Uh-huh. Dar mă ajută foarte mult. Uh-huh. Deci, okay, da, cred că ar fi fost foarte diferit. Aș fi fost mult mai vulcanică, mult mai închisă, să zic așa, mult mai egoistă, mult mai narcisistă, mult mai neînțelegătoare, uh-huh, cu nevoile celuilalt. Uh-huh. Ok. Ai spus că faci terapie și la școală, nu? Da, sunt psiholog școlar. Ok. Da. Care este cea mai populară problemă pe care o au copiii? Anxietatea de performanță. Ce înseamnă asta? Mi se pare foarte trist că spun asta, dar este anxietatea de performanță, adică frica de eșec. Uh-huh. Le este teamă să nu eșueze în teste, în teme. Și asta se datorează părinților, uh-huh, și criteriilor școlare, adică programei, să zic așa. Dacă nu te încadrezi în acea programă și ce ar fi trebuit să înveți în acea programă, nu ești ce trebuie. Uh-huh. Și partea asta de autenticitate. Le este teamă să fie autentici, uh-huh, pentru că nu sunt încurajați să fie autentici. Interesant. Chestia asta îmi place foarte mult și cred că mi-ar plăcea foarte mult să o spun și aici. Am fost recent, nu știu, anul ăsta, cam prin aprilie, la un seminar online, la un psihoterapeut care mie mi-este mentor, așa, și probabil o să-mi fie anii ăștia, se numește Gabor Mate, așa îl cheamă. E foarte axat pe partea de traumă și pe ADHD-ul la adulți, uh-huh, și pe partea asta de dependențe, de adicții. Și spunea că atașamentul și autenticitatea sunt strâns legate între ele în copilărie. Adică copiii când sunt atașați de părinții lor, riscă, pentru că părinții au și regulile lor și limitele lor, riscă să-și piardă autenticitatea pentru a-și păstra atașamentul de părinți. Pe măsură ce părinții se îndepărtează de ei, atașamentul scade și autenticitatea crește, pentru că sunt lăsați să fie așa cum vor ei. Niciodată nu sunt, cum să zic, dacă avem atașament față de o persoană, nu suntem 100% autentici și invers. Mm-hmm. Ok, foarte interesant asta. Da, și cumva cred că asta le lipsește copiilor. Faptul că
primind atașament de la părinți și de la profesori prin ceea ce învață, nu sunt lăsați să fie autentici. Adică dacă un copil vrea să spună că, nu știu, 1 plus 1 fac 3, ok, nu este corect, dar dacă o spun într-un mod mai creativ și mai, nu știu, jovial, da, în continuare nu este acceptat, pentru că, hei, nu este corect. Anita, dacă sunt pacientul tău, uh-huh, pot să te sun în afara programului? Nu. Nu. Poți doar dacă este foarte grav. Foarte grav însemnând, nu știu, să fie un atac de panică pe care nu reușești să-l gestionezi sau ți s-a întâmplat ceva, nu știu, medical, te-a luat salvarea sau, Doamne ferește, alte chestii. Dar nu. Îți urmărește pacienții pe rețele de socializare? Nu. Cu unii dintre ei mă conectez pe rețelele de socializare pentru că în ultima vreme trebuie să facem și online. Unii dintre ei sunt, ori sunt în alte țări, ori pur și simplu se îmbolnăvesc și vor să facă de acasă terapiile. Și am mai multe variante, ori Skype, ori Zoom, ori Google Meet, ori Facebook. Și în funcție de ce funcționează și ce e ok, ne vedem acolo. Adică ne avem pe unii dintre ei, îi am prieteni pe Facebook ca să pot să discut cu ei și să mă conectez cu ei, dar nu. Nu. Mi se pare că m-ar influența foarte tare. Da. Și îi las pe ei cumva să vină să-mi povestească dacă au ceva de povestit, chiar dacă s-ar putea vedea pe Facebook. Să înțeleg că refuzi toate cererile de prietenie de la pacienți care vin pe rețele? Dacă nu-i cunosc în prealabil, da. Sau dacă sunt persoane cu care nu am prieteni comuni sau nu-i știu, da. Da. Ești de acord cu afirmația că toată lumea are nevoie de terapie? Nu. Și sunt șocată că nu. Nu sunt. De ce? Pentru că sunt unii oameni care... Am văzut foarte mulți oameni care cred că psihoterapia este un lux și un răsfăț și nu o tratează ca atare. Cred că am putea să schimbăm, să zic așa, expresia asta prin oamenii care își dau seama că au nevoie de terapie, pot veni la terapie. Nu toată lumea cred că are nevoie. De ce spun asta? Pentru că unii chiar sunt mulțumiți cu ceea ce sunt. Și în psihoterapie ori își râcâie niște zone care nu au fost râcăite doar de dragul de a fi, cum spuneam, într-un răsfăț sau într-un lux. Că așa au auzit ei în America că, nu știu, se duc oamenii chiar și după o intervenție la dentist. Dar sunt conștientă că au din ce în ce mai mulți oameni impresia că trebuie să meargă. Și atunci cred că ar putea veni la psihoterapie, da? Ar putea să ia o ședință, de exemplu, și să vadă despre ce este vorba, să vadă dacă li se potrivește și de-abia atunci să zică, ok, cred că am nevoie. Dar dacă nu au nevoie, n-au ce să caute. Ce sfaturi ai da cuiva care caută un terapeut? În primul și în primul rând să rămână un pic în prezent, să zic așa, și să vadă ce are nevoie cu adevărat în prezent. Adică, nu știu, se simte mai anxios în prezent sau chiar își dă seama că poate are un episod depresiv sau chiar are nevoie de niște validare sau sunt anumite aspecte care nu-i plac la el și cumva sau la ea și cumva vrea să le discute acolo. Adică care este problematica cu care vor ei să vină în terapie, după care, după ce își rezolvă gândul ăsta, să caute cât mai mult pe internet, cât mai mulți terapeuți, din cât mai multe formări. Ar fi extraordinar să existe o platformă prin care să fie toate formările pe care le avem noi în România. Că până la urmă nu ne interesează ce este în afară decât dacă vrei să accesezi un terapeut de acolo. Online mă refer. Dar e foarte important să-și dea seama ce formare ar vrea să aibă terapeutul pe care îl caută. Și foarte important dacă vor să fie bărbat sau femeie acel terapeut. Cred că e foarte mult legat de feeling. Crezi că de obicei bărbații aleg bărbați terapeuți și femeile femei terapeuți sau e invers? Nu neapărat. Nu neapărat. Există o anumită reticență
în funcție de traumele trăite. Mm-hmm. Dar în rest, nu neapărat. Adică eu am clienți și femei și bărbați. Mm-hmm. Ok. Ai vorbit de platformă și întrebarea mea sună în felul următor. Dacă am creat un serviciu prin care să oferim întâlniri rapide între mai mulți terapeuți și potențiali pacienți, uh-huh, ca să eficientizăm această căutare și să creștem compatibilitatea, ai vreo părere sau un sfat pe care îl poți da pentru astfel de platformă? Păi, în primul și în primul rând să fie... Să includă terapeuții din România, din formările din România, mă refer. Adică cumva să se facă o listă cu toate formările din România, să se caute terapeuți care să fie dispuși să facă asta și cred că ar fi super. Ideea este să fiți foarte atenți la timpul pe care îl alocați fiecărui terapeut și fiecărui client. Uh-huh. Pentru că uneori oamenii nu-și dau seama din, nu știu, 10 minute dacă sunt ok cu abordarea sau nu. Uh-huh. Mi s-a întâmplat să fiu mi s-a întâmplat ca clientul pe care l-am să simtă în sfârșit conexiunea cu terapeutul după, nu știu, a 10-a ședință. Okay. Adică după 10 ore. Aneta, cât durează o terapie la tine? O ședință de terapie și cât costă? O ședință de terapie de 50 de minute, depinde, dar o ședință de terapie individuală, de psihoterapie individuală, este de 50 de minute și costă 150 de lei. Dacă, de exemplu, este de familie, însemnând mai mulți membri ai familiei, este 250 și este o oră sau chiar și o oră și jumătate în funcție de problematică, să zic așa, și de cuplu. Dacă este și de cuplu, tot așa este 50 de minute, 200 de lei. Aneta, te rog frumos să descrii pacientul ideal. Pacientul ideal. Nu o să-i spun pacient, o să-i spun client. De ce? Okay. Pentru că în psihoterapie numele, să zic așa, este client. Uh-huh. Mă rog, conceptul este de client. Iar în psihologia clinică, unde ești un fel de... Adică ești testat și ești intervievat clinic, ești pacient. Okay. Așa că clientul ideal ar fi cel care vine din proprie inițiativă și nu este forțat. Uh-huh. E foarte important să spun acest lucru. Care își asumă procesul psihoterapeutic, inclusiv durata, inclusiv prețul. E foarte important și asta. Care este sincer cu el însuși și cu tine ca terapeut, însemnând în momentul în care nu mai vrea să continue sau în momentul în care simte că terapia nu se duce în vreo direcție, să-ți spună, uh-huh, în continuare. Și să se implice, uh-huh, să-și facă temele. Nu o să o dau așa școlar, să zic așa, nu mă refer la asta, ci temele astea sunt menite să-l facă pe el să înțeleagă anumite lucruri și să mă ajute și pe mine în procesul terapeutic. Și cu cât e mai consecvent în a-și le îndeplini aceste teme, cu atât e mult mai rapid, să zic așa, procesul. Și aici este discutabil, dar aici aș adăuga... Să fie conștient că există o finalitate. Okay. Și că această relație nu poate să dureze la infinit. Îți mulțumesc mult, Aneta. Cu drag. Mă bucur că am aflat ce înseamnă terapie experiențială. Uh-huh. Iar căutarea mea continuă. Pa, pa! Pa, pa!